Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de instabilitate atmosferică accentuată, cantități însemnate de precipitații și vijelii, vizate fiind jumătatea de nord a Moldovei, local Transilvania, Muntenia și nord-estul Olteniei. Codul portocaliu este valabil până pe 7 iulie. Vor fi averse torențiale, vijelii, rafale de peste 70 și 80 km pe oră, frecvente descărcări electrice și grindina. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 35 și 40 litri în metri pătrați și pe arii restrânse 50 și 80 litri pe metri pătrați, potrivit ANM. De asemenea, avertizarea cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată a fost emisă pentru perioada 6 iulie-7 iulie. Noul regulament cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial, care intră în vigoare de la 1 septembrie, include și condițiile în care se poate face transferul elevilor în prima clasă de liceu. Documentul prevede că transferul se poate face în situații excepționale și medicale deosebite. Copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la unitate de învățământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare sau calificare profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ la care se face transferul. Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ de la care se transferă. În învățământul preșcolar, primar, gimnazial, învățământul profesional, liceal, postliceal, precum și în învățământul dual, elevii se pot transfera de la o formațiune de studiu la alta în aceeași unitate de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta în limita efectivelor maxime de preșcolari la formațiunea de studiu. Caravana filmelor TIFF Unlimited ajunge pentru prima oară în Breb între 15 și 17 iulie. Ediția cu numărul 13 a caravanei filmelor TIFF Unlimited adaugă o nouă locație în traseul filmelor bune. Satul Breb din Maramureș va fi pentru prima oară în istoria caravanei gazda 3 seri de cinema. Intrarea va fi liberă. Maramureșenii vor începe weekendul în hohotele de râs garantate de pelicula Dineu cu vecinii de sus. O comedie savuroasă în care două cupluri vecine explorează complexitatea relațiilor moderne. Filmul a fost nominalizat la 5 premii Goya. Seara de sâmbătă, 16 iulie, provoacă pe toți spectatorii la o incursiune spectaculoasă prin frumusețile autohtone, prin intermediul documentarului România Sălbatică, câștigător a 3 premii GOPO anul acesta. Cel mai bun sunet, cea mai bună muzică originală, cel mai bun documentar. Săptămâna se încheie cu mister și suspans duminică 17 iulie, când legendarul actor Gérard Depardieu revine pe marele ecran în Mai Gre, cel mai nou film al multipremiatului regizor Patrice Leconte.